Sunteți născuți în București. Ce înseamnă pentru dumneavoastră București, orașul București? București e acasă, în primul rând. Da, sunt legată fundamental de orașul ăsta, că aici am văzut lumina zilei, aici am copilărit, aici am mers prima dată la școală, aici am terminat școala, aici am avut primul meu angajament într-un teatru și aici m-am întemeiat o familie. Bucureștiul e... Pentru că m-am născut aici, e un oraș pe care nu-mi dau voie să nu-l iubesc. Dar trebuie să recunosc că sunt multe lucruri care mă întristează în el. Adică de multe ori mi-am pus problema că poate aș fi mai, nu știu dacă mai fericită, dar mai liniștită într-un alt loc decât într-un București al anilor 2000, mult prea haotic și mult prea agitat. Cum era orașul în vremea copilăriei? Acum toți avem nostalgia copilăriei în primul rând și de aceea ea se confundă de cele mai multe ori cu, cu locurile unde ai copilărit. Sunt copii care au trăit undeva într-un colț de țară uitat de lume și lor li s-a părut rai pe pământ, pentru că acolo și-au trăit copilăria, care e frumoasă oricum. Acum revenind, și copilăria mea a fost frumoasă și s-a petrecut într-un oraș, într-un București, care nu mai era nici pe departe în anii 70-80, nu mai era nici pe departe micul Paris. Numai că eu am crescut, nu m-am născut acolo, dar de foarte de când am început să am amintiri, am trăit într-un cartier care era încărcat de istorie, încărcat de poezie și încărcat de parfum. Se și numea strada pe care stăteam și se numește în continuare că există, strada parfumului. Este în celebrul cartier evreiesc din București, foarte aproape de Calea Călăraș și foarte aproape de celebra Cruce de Piatră, monument istoric devenit între timp loc al un stigmat al Bucureștiului interbelic. Și acolo, acele case, toată zona în care am copilărit, toate străduțele pe care m-am jucat, aveau foarte mult bun gust, aveau poezie. Se vedea că erau ca niște doamne elegante, ajunse în sărăcie și decrepitudine, dar le puteai zări încă noblețea și eleganța. Sigur că fusese un vechi proprietar, plecaseră de mult în străinătate sau muriseră și fuseseră ocupate de oameni mai mult sau mai puțin potriviți acelui loc sau care erau în stare să înțeleagă. Așa încât era o combinație foarte, cum să zic, și foarte interesantă și care avea și ea farmec de artiști și țigani. Trebuie să zic, da, foarte mulți artiști încă mai stau acolo, oameni de cultură ca Silvia Cherim, actrița Florina Cercel, stătea foarte mult, Trixie Abramovici până a plecat, stătea acolo, Francesc Munteanu, regizor, era vecinul nostru, stătea în fața casei, casa lui era în fața casei noastre, Adina Cezar, coregrafa, adică foarte, foarte multă lume și sigur amestecându-ne cu familii gălăgioase și foarte colorate, care sigur nu înțelegeau exact valoarea caselor în care stăteau cu chirie. Și casele acelea în 89 aproape că ajunseseră într-o ruină, aproape să cadă. Numai că în 89, eu am învățat la școala Barbu Ștefănescu de la Vrancea, care era iarăși încărcată de istorie, adică erau multe, era o școală de muzică care a fost la un moment dat acaparată în mod total abuziv de cineva, de mari rechini imobiliari și era o casă a unui boier prieten cu George Enescu, era o casă boierească pe Lucaci numărul 5,
Acum nu putem vedea decât niște tăblii, niște tăblii mizere care vor să ascundă probabil o nouă construcție ce se ridică. Ăsta era Bucureștiul în care eu am crescut. Sigur că era deja un București în care nu mai exista lumină, în care gropile începeau să-și facă loc. Era un București în care se întrista, dar verile, de fapt primăverile, când copacii înfloreau, când mirosea puternic a tei pe străzi, îmbrăcau acel oraș care fusese și acel cartier care fusese ca decorii cândva demn să poarte numele de micul Paris. Absolut. Ce vă place acum la București? Există ceva care să vă atragă în mod special? Îmi place că e un oraș față de alte orașe ale țării, e un oraș în care se întâmplă tot timpul ceva, ceea ce nu-i puțin lucru. De fapt, asta ar trebui să fie o calitate a tuturor marilor orașe. Sigur că se întâmplă câte ceva la Paris tot timpul, la Roma, la Londra. Uite că se întâmplă și la Bucureștiul nostru ceva tot timpul. Și mai ales, da, se întâmplă spectacole de teatru, de muzică, de jazz. Dacă vrei să faci ceva într-o seară în București, ai unde ieși. Au apărut foarte multe și variate, foarte variate locuri, bistrouri, bărulețe în care oamenii să poată conversa, în care să poată socializa și sunt unele chiar de foarte mult bun gust. Și asta îmi place. Asta îmi place la București și mă tentează să ies seara în București, deși nu prea am timp, că de cele mai multe ori joc, dar în București se poate ieși seara. E o viață efervescentă și asta e bine. Profesia v-a purtat prin multe orașe ale lumii. Care este orașul care v-a rămas în suflet? Categoric Parisul. Da, sunt destul de, probabil, de clișeistică în afirmația asta, dar chiar stăteam într-o zi. Da, Parisul e un oraș, în care n-ai cum să te plictisești niciodată. Are o singură hibă Parisul. În Paris, când merge bine, să fii îndrăgostit. Nu că n-aș fi fost de fiecare dată când am mers acolo, dar mi s-a întâmplat, de exemplu, când eram în perioada filmărilor și aveam niște zile libere, ca soțul meu să fie la București cu copilul care era foarte mic. N-au putut sta prea mult cu mine la Paris și recunosc că Parisul devenea mai gri. Când e singur la Paris, nu e atât de bine. Dar poate că ar fi Parisul și apoi Veneția. Sunt orașele, da, care mă fascinează și în care m-aș întoarce oricând. Fie și pentru o zi. Dacă ar fi să vă mutați din București, ați alege unul din astea două orașe sau? În mod paradoxal, nu cred că aș alege un oraș mare și agitat. Sigur că viața mea și a familiei mele, a soțului meu, pentru că lucrăm în aceeași branșă, viața noastră e foarte agitată, ea. Și de multe ori ne-am pus problema, am stat să ne gândim și avem prieteni care au ales să trăiască în afara Bucureștiului sau în orașe mai mici, cum sunt Sibiu sau Brașov, au ales să trăiască acolo. Ne-am pus și noi problema asta. Nu știu dacă am rezistat, suntem ca... E ca și cum ai schimba habitatul unui pește care trăiește toată viața într-un lac sau într-o apă curgătoare și îl muți într-un lac, într-o apă stătătoare. S-ar putea să nu-i fie bine. Deci m-am gândit, poate că ne-ar plăcea un oraș mic, cochet, dar puțin mai liniștit. Pentru că dacă e ceva care mă deranjează la București, este agitația și haosul... absolut obositoare și chinuitoare. La un moment dat devine chinuitor să trăiești în București. Ce v-a plăcea să schimbați la orașul București, dacă ați avea posibilitatea? Oamenii necivilizați. Oamenii necivilizați nu au ce trăi,
nu au ce căuta în, în orașe mari. E adevărat, acum am fost și Parisul are zona lui mai murdară, sau hai să zic necivilizată, dar în orice caz forța civilizației este mai, mai puternică decât cea a necivilizației. Și atunci o suporți mai ușor. Sigur că putem vorbi la nivel arhitectural de Bucureștiul, care este destul de, de amestecat, destul de amalgamat. Din păcate, după 90 au răsărit construcții, au răsărit și construcții urâte și case urâte. Chiar am fost, acum nu vreau să vorbesc cu păcat pentru că am arhitecți în familie și casa, și casa în care stau e construită de, de unchiul meu care este arhitect. Din păcate am văzut după 90, am avut ocazia să intru în case cu pretenții prost gândite, prost construite, prost gândite. Da. Sigur că Bucureștiul ar avea de schimbat și la, la nivel de, de fațadă. Nu e extrem de grav, adică am văzut orașe care o duc mai prost din punctul ăsta de vedere. Din fericire, avem atâtea spații verzi care, care îmbracă frumos Bucureștiul. Din fericire, avem încă atâtea clădiri impozante, poate nu toate puse la fel de bine în valoare, dar care, cum să spun, cum spune urmă, iau fața. Ceea ce e bine, adică da, ele încă există. Uite, s-a născut poate un lipscan care este colorat, care începe să... începe să prindă culoare, da, ca, ca și Cartierul Latin din, din Paris, începe să semene într-un fel. Așa, dar din păcate sunt cartier, sunt semnele comunismului pe care nu știu cum le vom putea schimba. E dincolo de asta, lăsând în grijă arhitecților sau oamenilor care sunt mult mai pregătiți și în măsură decât mine să dea idei, vă spun că Bucureștiul suferă din lipsă de, de civilizație. Sigur că au venit, au venit de pretutindeni oameni, s-au acuit pe aici și au, au făcut mici sau mai mari afaceri, dar, dar n-au reușit să, să devină, să, să devină cetățeni a unui, a unei capitale de europene. Nu, sunt un, un provincialism și încă un primitivism care câteodată mă agresează. București de altă dată și București de astăzi. Ce ați alege? Și de ce? Aș alege București de mâine. Pentru că ce a fost mai pot schimba, cu ce este mă lupt. Și la ce va fi pot spera, pentru că băiatul meu are 5 ani. Mulțumesc. Și începe să învețe Bucureștiul, încep să-i arăt Bucureștiul. Băiatul meu la 2 luni, fac o mică paranteză, la 2 luni de zile când iarăși mă întorc filmam în regiunea Île-de-France, aproape de Paris, pe Valea Loarei, acolo unde încep marile castele, pornind cu Versailles și după aia mergând departe spre Chenonceau și Chambord și așa mai departe. Îl luam în sau mai bine zis tatălui, îl lua într-un săculeț aici în față și el dormea și mergeam prin acele palate și vorbeam și îmi dădeam seama că Luca cu siguranță nu-și va aminti nimic din, din minunile pe care le vedea sau nu le vedea atunci. Dar speram că ceva din, din frumusețea aceea, din aerul acelei lumi care s-a păstrat frumos în Franța vor rămâne impregnate într-un subconștient undeva. Așa că sigur că îmi doresc pentru Luca, băiatul meu, să crească într-un București elegant, într-un București în care să nu-i fie frică să iasă pe stradă, într-un București în care să aibă ce vedea cu adevărat, în care să se simtă bine. Și sigur că îl duc în zonele pe care eu le știu deja că există, îl duc, îl plimb pe acolo, îi arăt.
Dar sper că Bucureștiul ăla va înflori, va redeveni o... Probabil că este un... Sunt perioade ciclice. Probabil că după groapa aceea de 50 de ani începem să ne ridicăm, uite că au trecut 25, începem să ne ridicăm și să ajungem din nou într-un București pe care noi nu l-am prins, dar despre care am citit sau am auzit sau l-am văzut în fotografii, despre un București interbelic, un București al eleganței și al bunului gust. București a început să fie vizitat din ce în ce mai mult și de străini. De ce ar iubi ei Bucureștiul? Păi, din câte știu eu până acum, străinii iubesc Bucureștiul pentru că are foarte activ, are o viață, mai ales de noapte, o viață foarte, foarte bogată. Începând, nu mai știu, la un moment dat avea cam cele mai multe cazinouri pe cap de locuitor, așa concurând cu Atlantic City, erau pub-uri, cluburi în care erau multe concerte, spectacole, tot felul de întâmplări, happening-uri și așa mai departe, ceea ce atrage. Bucureștiul atrage pentru că are un soi de vervă care înlătură orice reticență, adică oamenii devin foarte volubili, foarte deschiși și asta atrage. Iarăși fac niște paranteze, nu pot să zic că la Bruxelles, de exemplu, dacă ai depășit ora 10, nu mai e unde să intri pentru că totul se închide, nu mai zic de Elveția, unde oamenii la 8 se culcă, așa, ori la București de-abia la 10 oamenii ies, așa, într-o efervescență aproape mediteraneană, pe care numai pe acolo mai întâlnești, așa, pentru că este un amalgam de culturi, pentru că iarăși e o combinație care pentru străini e foarte incitantă. Combinația asta de locuri frumoase, de vechi, de istorie, cu zona comunistă, gri-comunistă, care iarăși a devenit istorie, numai că e un alt fel de istorie. Și e incitantă pentru foarte mulți. Foarte mulți fotografiază blocurile din anii 60-70, care mi se pare groaznice. Pentru ei e un fel de istorie. E ceva ce n-au avut ocazia să vadă. Absolut, absolut. Care este cea mai dragă amintire din București? Din București. Na, e parfumul copilăriei din strada parfumului. Există un miros, mai ales vara. Era un miros al copilăriei și este minuscula mea curte cu un copac bul de nej și un trandafir care înflorea fix de ziua mea pe 27 mai, parcă știa. Îi dădeau primii boboci, era un trandafir uriaș agățător, o boltă care se făcea în fața bucătăriei. Trebuie să spun, am descris prea mult casa în care am stat, dar era o casă care fusese la un moment dat și reședință de ambasadă, extraordinar de elegantă, foarte înaltă, cu glazvanduri care atunci când se desfăceau, casa devenea un salon imens în care puteai să dai petreceri. Casa vara se umplea buldenejul și trandafirul, parcă năvăleau în casa și în viața noastră. Și asta e amintirea cea mai puternică și jocurile cu toți copiii din cartier, cei cu care mă jucam, cu chiote, cu urlete, cu julituri în genunchi. Cu fața ascunsă la și... Dacă ar fi să transmiteți ceva orașului de ziua lui, care ar fi urarea care s-ar potrivi cel mai bine? Știu ce, că și noi oamenii păcătuim de multe ori prin același lucru. Să fie conștient de ce e frumos, să fie conștient de ce are frumos și să-și păstreze ce a rămas frumos. Mulțumesc foarte mult! Și la mulți ani bucureștenilor. Da, la mulți ani.